Noi suntem familia Dodoc, Nicolae și Delia, care împreună și cu copiii noștri Rare și Marius, suntem din localitatea Șeica Mare și am înființat o mică creștere de struți pe DN14, aproape de localitatea Agârbiciu. Afacerea cu struți a fost pornită de familia Dodoc cu păsări cumpărate de la ferme din România. Având un buget limitat, cei doi soți au achiziționat mai ales pui pe care i-au adus acasă cu mașina, atât erau de mici. Pentru primii 7 puiuți, soții Dodoc au plătit 1000 de euro. În primul an am cumpărat 7 struți. Al doilea an am mai cumpărat încă 10 pui. Din primul an, unul ne-a murit. Deci la ei, când sunt mai mici, până pe la 4-5 luni, e problema, nu știu, din cauza la mâncare, din ce cauză, se constipă. Din prima serie ne-au rămas 6, care au fost 3 băieți și 3 fete. A doilea an am mai cumpărat încă 10 pui, tot așa de o lună de zile. Ăștia am cumpărat de la o fermă, de la o doamnă, de la Sânt Georgiu de Mureș, de lângă Târgu Mureș. No. Și ăștia 10 pui, acum în primăvara asta, în mai, ar trebui să fie și la 2 ani. Și atunci, ca să facem perechile complete, pentru că o familie de struți e compusă dintr-un mascul și două femele, noi având numai câte o pereche, un mascul și o femelă, am luat de la ăștia tineri și am completat și am făcut 3 familii complete. Dintre ăștia 10 pui, tot așa unul ne-a murit și am avut 6 băieți și 3 fete. Exact, 3 fete de le-am băgat lor 3. Și ăștia 6 i-am sacrificat. Nu cred că am intrat pe profit, pentru că deci un struț la un an de zile ajunge la 100 de kg de carne, dacă vrei să-l sacrifici. Adică nu 100 de kg de carne, 100 de kg are el întreg, deci dacă îl sacrifici, vreo 40 de kg are carne dezosată. Se spune că la 2 ani începe oatul, dar nouă ne-a oat prima femelă la un an și 8 luni și în primul an au făcut 11 ouă în tot anul. Deci acum suntem în al treilea an care deja au început să ouă, au făcut 3 ouă și așteptăm să-și facă, cum se zice, că ar face 60-70 de ouă pe an o femelă bună, să zicem. Cum noi o hrănim aproximativ după rețeta care se apare și pe internet de la domnii ăștia cu experiență. Bineînțeles că fiecare are secretul lui la rețetă și la ele și nu poți să zici că e 100% garantat. Dar aproximativ ne ținem de mâncarea asta. Mâncarea lor, 80% ar fi lucernă verde și iarna lucernă uscată, dar toate trebuie tocate, că v-am zis, ei nu are dinți, muște și așa, toate tăiate mărunt. Și dintr-o uruială făcută din porumb, triticale, orz, șrot de floarea soarelui, șrot de soia, calciu furajer, este un premix cu multe vitamine pentru struț, ulei de mâncare și la astea reproducători autore se mai bagă și tărâță de grâu. La îngrășare nu se bagă. La reproducere nu se recomandă să-i dai hrană cât ar vrea el să mânce, pentru că dacă se îngrașe femelele prea mult, nu ouă. Cam o litră, o litră jumate de făină la o mâncare. Deci ar veni, cum e acum ziua mai scurtă, două mâncări
no, pe la 9 și pe la 5, deci cam vreo 3 litri de făină și lucernă uscată, asta e cât la discreție. Deci în trocă, că ei au două troci separate, făina într-o trocă, lucerna într-o tocă și ei mâncă cât vreau ei. Deci am observat că și la făină poți să-i bași cât vrei, că ei nu mâncă numai cât. În schimb, ăștia până la un an care l-a îngrășat de crește, cam de la 4-5 luni până la un an de zile, mâncă 3 litri și tot așa lucernă. Avem 3 familii complete de struți maturi, care au 2 ani și 3 ani. Și mai avem acasă încă 8 pui care acum au 7-8 luni. Deci luat, noi în fiecare an, de 3 ani în fiecare an, am luat câte o serie de pui. No. Deci noi aici avem construite 4 țarcuri. De ăsta. Mai avem un țarc gol care vrem din pui de acasă să mai facem o familie. Deocamdată astea au fost investițiile. Acum, ca să mai investim, ar urma un incubator, care și ăla e destul de scump, ca să putem face noi pui pentru îngrășare sau pentru familie. Și am zis că vedem cum se comportă cu ouăle, dacă fac și ele ceva. Și atunci vedem dacă deocamdată staționăm pe 4 familii. Amenajarea adăpostului pentru struți s-a făcut în regim propriu, iar cheltuiala i-a dus pe cei doi soți la 5.000-6.000 de euro. Cu ceva teren în proprietate, familia a început să cultive cereale pentru a asigura hrana păsărilor și pentru a reduce costurile. Au descoperit însă repede că nu fac față cu furajele. Avem ceva teren și a nostru proprietate și aici oricum avem în arendă, că nu e terenul nostru. Noi unde avem terenul era mai lateral, la pădure și am zis că nu, aici e mai, și mai ușor de venit la ei și vedeți cum e pe câmp, noroaie de alea, plouă, nu poți să te duci la ei. Am cumpărat porumb de toate, mai ales șrot de floarea soarelui, șrot de soia, astea destul de scumpe și no, trebuie să le cumperi neapărat de la magazin. Am zis, bă, dacă vrem să facem ceva, să încercăm să le dăm apropiat de hrana care zice că multă lume zice, păi animal, mâncă orice îi dai. E adevărat, mâncă orice îi dai, dar nu face 70 de ouă. Poate să face un ou acum și un ou peste o lună sau mă rog. Dar dacă vrei producție, trebuie să-i dai să mânce la orice animal. Programator, în vârstă de 24 de ani, tânărul Marius Dodoc a fost surprins de decizia părinților săi de a investi în struți. Experiența creșterii, dar mai ales cea a consumului de carne și ouă de struți, l-au cucerit pe tânăr care se bucură când păsările îl recunosc și îl întâmpină dimineața. Cel mai mult îmi place la ei dimineața când ies afară, încep și fac un dans, fug, aleargă. Și pentru mine, după ce fac o pauză de la programare, vin, le mai dau de mâncare și e altceva, este o liniște. Îmi place așa să-i văd că îți liniștiți, îți transmit o energie pozitivă, zic eu. Am și prietenă și împreună cu prietena mea am mâncat ouă, carne de struț și nici ei nu-i suport o idee prea, mai ales ei foarte fricoasă de animale în general, dar cu struții nu se împacă mai deloc din cauza că e tare frică de ei. Și părinții ei au fost un pic surprinși, toată lumea a fost surprinsă și li s-a părut o idee cam ciudată. Primul ou l-a gătit într-o tigaie, am luat o tigaie foarte mare și au făcut păpărada în ea. Am fost cam toți oamenii care ne-au ajutat, de am lucrat și am construit gardurile pe aici. Am fost cu toți, am zis să facem o recompensă pentru ei, o facem împreună. Asta a fost la primul ou. La primul ou n-am fost chiar așa mulți, că nu puteam mai mult de 8 oameni, că nu e suficient un singur ou pentru 8 persoane. Dar în schimb, când am tăiat primul struț, la grătar și la carne am invitat toată lumea. Gustul de ou de struț e foarte asemănător. Nu simți vreo diferență între ou de găină sau
ouă de struț. Singura diferență mie mi se pare că ar fi la culoare. Ouăle de casă, de găină, mai galbene. Și ouul lui seamănă foarte mult, culoarea la ou lui seamănă foarte mult cu ouăle de cumpărat, adică mai albinoase așa. În rest, gustul mi se pare la fel. Mă, nici nu prea sunt fan păpărat de nu mănâncă foarte des, dar mie mi se pare la fel. Și la carnea de struț, carnea de struț e o textură roșie, e pleită ca și carnea de vită, au aceeași textură, ca și gust e diferit, dar carnea are un gust aparte. Mie îmi place, eu sunt fan. Am încercat și pe grătar și în tocan, am făcut chiaun, dar eu prefer chiaunul. La grătar e un pic mai dificil pentru că la fel ca și carnea de vită, dacă o lași un pic mai mult, se întărește și nu mai poți să o mai mănânci. Colegii mei IT-ști le-am dat și lor ouă, carne, ca să probeze și ei cum ei. Au fost încântați, chiar și-au adunat și alți prieteni și așa am ajuns tot, de la din gură în gură am ajuns la toată lumea. Acestea sunt puii noștri de acasă, îi ținem ca să îi îngrijim mai bine, au vârsta de 7-8 luni și avem 8 bucăți, au curte în spate, aici le dăm de mâncare și am o preferată aici, cred că e fată după cum arată, uite chiar asta și îi pun numele fotomodelul, că are un mers mai delicat, mai fin, mai așa ca un fotomodel, exact așa. Haideți. Unde e fotomodelul? Nu iasă fotomodelul. Uite, asta e fotomodelul. Prima. Are altă culoare la cap. Ui, asta e mai delicată. Aici avem bucătăria la care facem mâncarea lor, făina. Deci avem niște lăzi pentru boabe, porumb, triticale, orz. Aici am făcut pentru șrot de floarea soarelui, șrot de soia. Deci toate bobele astea, după rețetă, le macin cu mora asta mai mică, porumbul, orzul și triticalele, le macin, ele trebuie foarte bine amestecate. Și ca să nu am nicio altă modalitate, le amestec cu betoniera. Bag în betonieră, după aia viu cu calciu, aici e calciu furajer, băgăm calciu furajer, șrot de floarea soarelui, șrot de soia, ulei, premixul și tărâță. Și o lăsăm să se mestece foarte bine în betonieră, că dacă nu le putem amesteca. Și atunci iasă ce vedeți dumneavoastră aici. Cei doi soți din județul Sibiu nu-și fac speranțe că se vor îmbogăți din creșterea struților, vor însă să își asigure o sursă de carne sănătoasă și să continue să aibă grijă de familiile de struți, care i-au cucerit cu personalitatea și dansurile lor. Noi sperăm să reușim să ne aducă și ceva beneficii înapoi, că Om cheltui, dar acum nu putem chiar la infinit să cheltuiești. Poate cu toate animalele, să zicem, dacă ai vrea mâine să zici gata, punct, să le vinzi sau să le sacrifici, poate ne-am scoate investiția, să zici că să nu fii pe zero. Dar ca să încurajez pe oameni, mai m-au întrebat oameni dacă cum e. Totdeauna le-am spus, nu-i ce scrie pe anunțuri și pe alea, deci dacă crezi că imediat într-un an de zile te îmbogățești, mai bine nu te apuca. Pentru că vezi că îl crești un an de zile, tu aștepți ouă și dacă nu te informezi, ca să știi că numai după 2 ani ouă, tu îl crești, o crescut mare, aștepți ouă, când colo el nu ouă. Vine și 2 ani și nu ouă și tu zici, ai, păi ce fac? Da, aștept, ai răbdare și poate, după cum am văzut la alții,
că cum au făcut la alții ouă, trebuie să facă și la noi.